Salut, prieteni! Sunt Ion Constantinescu și bine ați venit la Up Electricity. Când discutăm despre bateria de acumulatoare, nu trebuie să-i acordăm numai funcția de sursă de tensiune pentru electromotorul de pornire. Bateria de acumulatoare sau acumulatorul asigură tensiune electrică pentru circuitul de aprindere, astfel încât să avem scânteia la bujii în cazul unui motor pe benzină, în faza de pornire. Fără baterie nu se activează și nu funcționează calculatorul motorului, da? Pompa de benzină. De asemenea, nu o să avem curentul de excitație necesar alternatorului și nici tensiunea electrică pentru sistemul de injecție. Bateria este o rezervă de energie pentru alternator, când acesta este supra-solicitat de către anumiți consumatori electrici sau când turația motorului este sub turația de ralanti. În plus, tot bateria are rol de stabilizator, în sensul că netezește pulsurile sau vârfurile de curent din instalația electrică. După pornirea motorului, alternatorul este sursa principală de energie electrică. El menține echipamentele electrice și electronice în funcțiune și încarcă bateria de acumulator. De reținut că bateria și alternatorul sunt cuplate în paralel. Dacă se deconectează alternatorul de la baterie în timpul funcționării motorului, creșterea de tensiune reprezintă un pericol pentru echipamentele electronice. Este interzis de a face acest lucru. Orice autovehicul, fie că este automobil, motocicletă, tractor sau autocamion, are un sistem de încărcare pentru baterie și acest sistem este format din alternator, partea de redresare, releu regulator de tensiune, da? Și acestea sunt de regulă în interiorul alternatorului, și cablajul de interconectare. Acum, utilizarea unui număr tot mai mare de accesorii pe un automobil, da, acestea fiind alimentate electric, implică creșterea necesarului de putere de la alternator. Sunt mulți consumatori pe un automobil, iar numărul lor este direct proporțional cu dotările și performanțele unui automobil. Dacă în anii 90 valoarea puterii alternatoarelor oscila în jurul valorii de 700 de W, în prezent sunt alternatoare de 3 kW și cu un curent generat, da, maximum de 250 de amperi. Automobilele moderne sunt echipate cu mai multe dispozitive electrice și electronice. Avem DVD player, cameră video spate, porturi USB pentru încărcarea telefonului și alte accesorii, echipamente de confort interior, da, și foarte multe. Puterea care poate fi produsă de un alternator este determinată de valoarea nominală a alternatorului. În mod normal, la multe automobile, ieșirea curentului din alternator este între 40 și 120 de amperi, da? Și putem citi în parametrii electrici. Pentru a încărca bateria de acumulatoare, regula este ca sistemul de încărcare trebuie să producă o tensiune mai mare decât tensiunea nominală a bateriei. Da? Discutăm de intervalul 13,7-14,4, da? Tensiunea generată de alternator. Putem urca până la 14,7. Acum depinde de tipul de releu și tipul de baterie. Dar alternatorul nostru are nevoie de o anumită turație minimă pentru a genera o tensiune mai mare decât tensiunea bateriei, da? Aproximativ 1000 rotații pe minut. De regulă, alternatoarele au puterea maximă nominală la 6000 rotații pe minut. Cu cât crește turația, cu atât alternatorul produce mai multă putere electrică.
Când avem putere electrică mare, încărcarea bateriei este mai rapidă, deoarece se livrează suficientă putere consumatorilor electrici, iar diferența este pentru baterie. Curentul este invers proporțional cu tensiunea, da? Pentru aceeași putere, da? Știm în circuitele de curent continuu că puterea electrică este dată de produsul între tensiunea electrică și intensitatea curentului. Practic, când curentul alternatorului este mare, laturație mică, da? Am un consum de curent în instalație, da? Consumatorii conectați, tensiunea bateriei va scădea și va avea nevoie de un timp mai mare pentru a se încărca complet. De asemenea, când curentul de ieșire este scăzut, laturație mică, am o cerință de putere redusă, tensiunea bateriei este ridicată și timpul scade de încărcare. Acum, din punct de vedere al tipurilor de alternatoare și istoric, da, privind fabricarea lor, avem o grupă de alternatoare cu relee electromecanice, da, și relee sunt montate în exterior, discutăm de anii 70, primul tip, cele convenționale de tipul 2 cu relee regulatoare cu circuite integrate, da, și el este montat în interiorul alternatorului, anii 80. Tipul 3 de alternatoare cu o densitate mare a înfășurărilor și performanțe mai bune de răcire, anii 90. Iar din 2000 discutăm de SC alternator sau segment conductor alternator. Practic, bobina clasică din stator cu spire este înlocuită cu bara de conducție cu secțiune rectangulară, pătrat sau dreptunghi. Iar RT-ul, regulatorul de tensiune, este realizat cu un singur chip. Prin acest tip de bobinaj instator se produc pierderi electrice și crește densitatea bobinajului. De asemenea, scade masa alternatorului. Discutăm de kilograme mai puțin. Acum, ce aș vrea să văd, mă interesează care ar fi curentul de încărcare în cazul unui automobil. Acesta este un Chevrolet Spark din anii 2010, cu un motor de 995 cm3 și bateria are o capacitate de 50 de amperi-oră. Mă interesează, după ce pornesc motorul, care este curentul de încărcare pentru baterie. Acum eu am montat aici la bord, am prelungit cablul de plus, da, care alimentează de la baterie electromotorul, da, printr-un cablu de pornire, acesta roșu, cu o secțiune mărită, astfel încât să văd curentul de încărcare și de asemenea conectez și un voltmetru, da, de tensiune continuă, astfel încât să văd și tensiunea la bornele bateriei. Am o tensiune de 12,6, 12,63. Minimum este 12,6, bateria este încărcată, dar motorul nu a fost pornit de 2 sau 3 zile. Și o să setez și aici curentul. Da, mă interesează curentul pentru încărcare. Mai să activez și lumina, să fie vizibil. Bun, în prima fază se observă curentul cerut, da, consumat de pompa de benzină și curentul care este acum pentru funcționarea circuitelor electronice, înainte de pornire, curentul pentru calculator. Da, și alte accesorii, da, practic este un 4,83. Da? Sistemul este pe on. O să am pornirea. Da? Acum am curentul de încărcare, deci bateria a intrat în sarcină pentru pornire și
Am curentul de încărcare pentru baterie, 4,1, a fost inițial în 5, acum ajung la 4, am văzut 4,5, scade 3,9, tensiunea se menține la o valoare aproximativ constantă, 14,7 V, treptat curentul scade pentru că bateria se încarcă, da? Practic văd că am un 2,3, 2,2. Ce se întâmplă dacă totuși conectez consumatorii? O să conectez ventilatorul. Da? Pentru o perioadă a crescut, deci acum am 1,7, 1,8. Când cuplez, crește curentul, scade tensiunea, iar după aceea curentul revine la valoarea de 1,5 și tensiunea se menține la 14,6. Dacă conectez și lumini fază lungă, a crescut pentru o perioadă scurtă intensitatea curentului, a scăzut tensiunea, da? Scade puțin tensiunea, da? Și crește curentul. Deci, iar fază lungă, a crescut curentul la 4 și a scăzut tensiunea la 14,2, iar acum se menține aproximativ constant, în jurul valorii de 1 amper. Da? Consumatorii i-am deconectat și motorul funcționează la ralanti. Creșterea turației motorului duce la o creștere semnificativ mică a tensiunii la bornele bateriei. Puțin crește curentul, după aceea se stabilizează. Și acum sunt valorile. Practic am 14,6, pot să spun, la bornele bateriei și un curent. Da, la baterie între 0,9 și 1,3. Deci, practic, am văzut cum se modifică tensiunea și curentul, da, la bornele bateriei în funcție de cerința de putere din instalația electrică. Da, acesta este caz tipizat pentru acest tip de automobil. Da? Valorile pot să sau diferă clar de la un automobil la altul în funcție de putere de consumatorii electrici. Ok, prieteni, am ajuns la finalul videoclipului. Vă mulțumesc pentru vizionare și pentru interesul acordat canalului Apple Electricity. Numai bine și zile frumoase în continuare!